Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi, după cum ați citit din titlu, vreau să fac acest video în care vă explic experiența cu mașina mea. De vreo câteva zile am făcut, exact un an de când am luat-o, și vreau un pic să vă explic ce impresii mi-am făcut despre mașina asta. După un an vă dați seama că am început să o cunosc și pot să vă spun ce îmi place la ea și ce nu-mi place, ce m-a dezamăgit, ce m-a surprins așa pe parcursul acestui an. După cum a zis, acum câteva zile am făcut un an de zile de când o am și am făcut într-un an exact 20.000 de kilometri cu această mașină. Când am luat-o avea 62.000 de kilometri, cam așa, și acum am 82 și 83. Hai să vă explic primul lucru. Vă vorbesc despre factorul estetic, dacă mai îmi place mașina, și văzut dintr-o dată că mașina încă îmi place ca în prima zi, dacă nu și mai mult, din ceea ce privește estetica mașinii, cea de din afară și cea dinăuntru, bineînțeles. Îmi place foarte mult, îmi place linia la ea, îmi place faptul că, după cum știți, nu prea sunt multe Volkswagen Scirocco care sunt vândute în lume. Aici în Italia nu sunt foarte multe și îmi place faptul că atunci când treci pe stradă, lumea are tendința să uite la tine, pentru că, da, este o mașină un pic mai particulară, nu prea sunt așa multe pe stradă și eu când văd așa un Volkswagen Scirocco pe stradă, mereu mă face fericit și zic, oh, uite, un Volkswagen Scirocco, și salut așa din mână și el mă salută. Vă dați seama, e chestia care știi că nu multă lume are o mașină ca a ta. Dar după cum v-am zis, factorul estetic rămâne pe primul loc. Mașina îmi place foarte mult, chiar pe din afară îmi place foarte, foarte mult, dar cel mai mult îmi place înăuntru, să stau în ea, să o conduc. Îmi plac aceste scaune, îmi place volanul, îmi place tot la interior și la exterior. Al doilea lucru despre care vreau să vă vorbesc este motorul și senzația care îți dă mașina când o conduci. Și sunt, acum după un an de zile, sunt 100% convins că am făcut cea mai bună alegere când am cumpărat mașina asta cu motorul acesta. În sensul că, după cum am spus în primul video, eu nu căutam un Scirocco neapărat, căutam un Golf 6 GTI. Dar nu prea am găsit ce am vrut și am găsit acest Scirocco. Ce știam sigur era că vreau 2.0 TSI. La orice preț vreau, cu orice preț vreau acest 2.0 TSI. Am găsit acest Scirocco cu acest motor și trebuie să vă zic că după un an de zile sunt foarte, foarte mulțumit de acest motor. Unu, punctul cel mai bun, eu zic că este raportul consum-prestații. Am făcut într-un an de zile 20.000 de kilometri, vă dați seama că m-am dus cu ea și la mare și la munte, am mers un pic, mi-am făcut un pic de kilometri și pot să vă zic că mașina, la drum lung mai ales, am făcut un drum cel mai lung de 400 de kilometri, cel mai lung dintr-o bucată, deci 800 dus întors, cu un pic de autostradă, un pic de statal, un pic de munte, și am scos un consum mediu de 7,17, dar vă dați seama că când am prins strada de munte, nu că am stat așa să mă gândesc la consum. Ba chiar m-am distrat, am mers numai cu a doua, cu a treia, în 4.000 de turații, 3, 4.000, 5.000. Eu zic că un consum de 7% este un consum foarte bun pentru un motor 2.0, 211 cai cu cutie automată. Este excelent. Motorul acesta, de fiecare dată când îl conduc, intru, dau, pornesc și vreau să mă distrez un pic, să merg un pic mai repede, îmi pune așa zâmbetul pe buze și mă lasă mereu fără cuvinte. După cum știți, singura modifică care am făcut la mașina asta, i-am scos toba centrală și ca să dau un pic mai mult de zgomot, un zgomot un pic mai fioros așa. Și ceea ce schimbă, după cum, dacă ați văzut videourile mele precedente, schimbă când schimb DSG-ul, când schimbă dintr-o treaptă și în alta, face sunetul ăla un pic mai zgomotos și mie îmi place foarte mult. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc după un an de zile este
senzația de guidă, de senzația de la condus și cum se stă înăuntru. Senzația la condus este foarte frumoasă. După cum am spus, am făcut și niște drumuri mai lungi. N-am avut niciun fel de problemă, mai ales pasagerele din față. Mi-au spus prietena mea și prietenii mei care au mers cu mine, am fost la mare, am fost la munte. Mi-au spus că nu-i doare spatele, nu-i doare fundul, nu au nicio problemă. Se stă foarte bine scaunele astea, te strâng așa la punctul, în modul perfect, nici prea tare, nici prea puțin. Nu se transpiră, vara nu se încing prea mult cu alcantara asta. Iarna nu se răcesc prea mult, se merge foarte bine, mașina este comodă, mai ales când o spui în sport, este foarte moale, pe autostradă așa nu simți nimic și prin oraș este foarte moale de manovrat. Când o pui în sport, bineînțeles, se întărește un pic suspensia, se întărește volanul, devine un pic mai sportivă și îți dă senzația că mașina este mai rigidă și te distrezi un pic mai mult cu ea. Ce nu-mi place la ea, ce probleme am avut și vă zic despre probleme. Mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut niciun fel de problemă într-un an de zile. Singura chestie care am schimbat-o, bineînțeles, a fost uleiul. L-am schimbat în jur la 70.000 de kilometri, acum urmează să schimb la aproape 90. Eu o schimb la 15-20.000, chiar dacă cei de la Volkswagen îți recomandă să-l schimbi la 30.000 sau 2 ani. Nu vreau să aștept așa de mult, pentru că cu acest motor e bine să nu te joci, să nu-l lași să meargă cu același ulei prea mulți kilometri. Motorul nu mănâncă deloc ulei, adică mănâncă strictul necesar. Eu zic cam în jur de 200 de grame la 7000 de kilometri, cam în jur de jumătate de kilogram la 10000 de kilometri. Eu zic că este normal să mănânci așa, dar poate nici jumătate de kilogram, 300-400 de grame mai pun așa că din când în când. Eu zic că este normal să mănânce un pic de ulei mașina, dar sunt motoare cu 2.0 TSI, mai ales acele cu 200 de cai de pe Golf 5 GTI. Ia meu este de pe Golf 6 cu 211 cai. Sunt motoare care mănâncă ulei. Au fost motoare cu probleme care mănâncă foarte mult ulei și au probleme. Eu, slavă Domnului, într-un an de zile n-am avut niciun fel de probleme nici cu motorul, nici cu DSG-ul, merge foarte bine, nici cu suspensiile, după cum știți, cu un control electronic și n-am avut niciun fel de problemă. Așa că da, după cum am zis, eu încă iubesc mașina asta, îmi place foarte mult. Ce nu-mi place la ea, după cum știți, sunt zile în care urăsc faptul ăsta și sunt zile în care iubesc faptul că am DSG. Zilele alea când urăsc DSG-ul este când vreau să mă distrez și vreau să fiu mai tot unul cu mașina. Îmi lipsește distracția aceea, trebuie să mă limit să schimb de aici, de la pedalele astea, sau dacă nu, să las să schimbe el. Dar sunt zile când eu știu, ies de la muncă și stau în coadă și zic, frate, dar să știi că am făcut foarte bine că am luat un DSG, pentru că stau liniștit, nu mă stresez, sunt foarte chill, foarte liniștit și sunt foarte mulțumit că am DSG și schimbătorul automat. Așa că, da, altceva nu mai am ce să vă zic. Spuneți-mi voi ce părere aveți despre Scirocco, dacă vă place ca mașină, dacă am făcut prea mulți kilometri după voi, 20.000 într-un an. Eu zic că am făcut câți kilometri sunt corect, nici prea mulți, nici prea puțin, se putea mai puțin, dar am vrut să mă distrez cu mașina și nu m-am gândit niciodată, hai că azi o las acasă, să nu umplu de kilometri. Dacă am vrut să o iau, am luat-o și m-am distrat cu ea și da. Așa că ne vedem la următorul video, nu uitați să vă înscrieți la canal, să-mi dați un follow pe Instagram și ne vedem la următorul video. Salut!